Examenul de evaluare națională începe marți 22 iunie cu proba scrisă la limba și literatura română. Joi 24 iunie se va desfășura proba la matematică, proba la limba și literatura maternă va avea loc vineri 25 iunie. Primele rezultate vor fi afișate marți 29 iunie până la ora 14 în centrele de examen. Contestațiile pot fi depuse în zilele de 29 iunie în intervalul orar 16-19 și 30 iunie în intervalul orar 8-12. Acestea pot fi transmise și prin mijloace electronice. Candidații care depun sau transmit contestațiile prin mijloace electronice completează, semnează și transmit tot prin mijloace electronice și o declarație tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica după caz nota inițială prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, documentele sunt semnate și de către părinții sau reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă 4 iulie. Absolvenții învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare sau carantină sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu pot finaliza sau participa la probele de examen, pot susține aceste probe în etapa specială, programată în perioada 5-12 iulie, precedată de etapa de înscriere din perioada 28 iunie-2 iulie. Dacă aceștia au participat la una sau mai multe probe de examen, dar nu au putut finaliza examenul, li se recunosc probele desfășurate în perioada 22-25 iunie 2021. Accesul candidaților cu respectarea măsurilor de siguranță epidemiologică în vigoare este permis în intervalul orar 8-8:30. Pentru prima dată, pe lângă cele două ore alocate rezolvării subiectelor, elevii care susțin examenul de evaluare națională anul acesta vor avea în plus 15 minute pentru a-și completa datele. Tot în premieră, candidații vor primi subiecte sub formă de broșură, putând să solicite și pagini suplimentare dacă este cazul. La nivel național, peste 131.000 de elevi s-au înscris pentru examenul de evaluare națională 2021. În județul Brașov, aproximativ 90% dintre elevii absolvenți de clasa 8-a s-au înscris la examenul de evaluare națională, ce se va desfășura în 100 de centre de examen din județ.